Bună ziua! Bucuroși de oaspeți? Astăzi, când întreg globul pământesc sărbătorește sosirea noului an, în această minunată familie este mare sărbătoare, căci dumneavoastră, domnule Viorel, vă sărbătoriți cea mai frumoasă zi din viață, ziua de naștere. Știm noi că am venit cu puțină întârziere, dar să știți, cu cât mai târziu vin felicitările, cu atât mai mult crește valoarea lor. Și văzându-vă înconjurat de acești oaspeți minunați, știm precis că ați mai primit mesaje de felicitare în adresa dumneavoastră. Iată că și noi ne alăturăm la toți predecesorii noștri și vă dorim tot binele din lume. Sănătatea să vă găzduiască, norocul să vă însoțească. Aici, în casa, în familia dumneavoastră, să domnească pacea, compasiunea, fidelitatea, să fiți înconjurat întotdeauna de oameni buni, de prieteni fideli, adevărați și ca cei dragi sufletului să stea cât mai mult în preajmă, iar bunul Dumnezeu să vă călăuzească orice pas ce-l veți face în continuare, la mai mult și la mai mare. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vă pune tradiționala noastră întrebare, cum credeți, cine a solicitat felicitarea? Aveți dreptate, țineți această tortă pentru masă de sărbătoare. Avem un cadou minunat pentru dumneavoastră. Țineți pachetul. Doamna Lilia, și venim și la dumneavoastră cu urări de bine că se începe un an nou. Să dea Domnul să fie un an cât mai frumos, cât mai favorabil, cu bucurii cât mai multe, cu realizări cât mai considerabile. Un an nou fericit să aveți! Țineți această floare frumoasă și aveți și un cadou. Și sigur că avem și un mesaj care vă aparține. Scumpul și bunul, astăzi din nou ne este greu să cuprindem într-un mesaj toate gândurile și sentimentele pe care le avem față de tine. Doar depărtarea știe cât de complicată este despărțirea. Vrem să-ți reamintim că te iubim mult de tot și îi mulțumim lui Dumnezeu că am devenit fiicele tale. Parcă mai ieri ne țineai în brațe, pe genunchii tăi atât de calzi și de comozi. Parcă mai ieri ne îmbrățișai, multă dragoste. Ești cel mai bun tătic din lume, ești sprijinul și eroul nostru. Astăzi, când în codrul vieții adaugi al 55-lea brad, am ajuns să scriem doar de departe, cu lacrimi în ochi și cu un gol în suflet. Regretăm că nu te putem îmbrățișa în cea mai specială zi din viață. Viața ne-a împrăștiat prin lume, ea desparte suflete și tot ea le și unește. Îți mulțumim pentru fericirea de a fi copiii tăi. Te iubim din toată inima și îți mulțumim că existi. Acum ne-am dorit ca sufletul să nu se îmbătrânească niciodată. Rămâi la fel de pozitiv, vesel și bun la inimă, cum ai fost tot timpul. În viața ta să fie totul așa cum îți dorești și să fii înconjurat în fiecare zi numai de oameni buni și iubitori, care să-ți aducă doar emoții pozitive. Nu în ultimul rând, vrem să-ți urăm multă, multă sănătate. Fie ca succesul și fericirea să te urmeze oriunde, iar bucuriile să-ți surâdă la fiecare pas pe care îl faci în această lume. Fie ca puterea să nu te părăsească niciodată, lasă îngerul păzitor să țină întotdeauna umbrela deasupra ta, protejându-te de probleme și necazuri. Ne cerem iertare că în așa o zi importantă nu suntem alături, dar cu sufletele și gândurile suntem aproape. Te iubim enorm! Cu un la mulți ani, cu multă dragoste și dor, vin fiicele Iana și Cristina, ginerii Andrian și Dan, împreună cu nepoțelele Camelia și Daria. Felicitări dumneavoastră! Știți, domnule Viorel, poate că prin intermediul nostru sunt și ele, aici, lângă dumneavoastră. Puteți să le transmiteți un mic mesaj? Sănătate! Și va mai spune în final, la mulți ani cu sănătate, Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire,
poate unul de noroc, poate toate la un loc. La mulți ani pentru domnul Viorel, la mulți ani!